Primarul Comunei Meșteșanii de Jos, Sandu Bercean, este și vicepreședinte al Asociației Comunelor din România. Prestigiul de care se bucură în rândul prim-edililor din mediul rural al țării a făcut să fie selectat într-o delegație a Ministerului Administrației și Internelor, care a efectuat două vizite de studiu în Polonia și în Franța. Întors în țară, a ținut să-și exprime opiniile referitoare la structurile administrative din cele două țări și să împărtășească din experiența dobândită cu acest prilej. Domnule Sandu Bercean, sunteți vicepreședinte a Asociației Comunelor din România. Recent ați efectuat două vizite de studiu în Polonia și în Franța. În primul rând, spuneți, vă rog, despre structurile administrative ale Poloniei. În Polonia, structurile administrative sunt organizate pe trei nivele, respectiv comună, care toate unitățile fac parte, sunt comune. Comunele pot fi comune sătești, formate numai din sate, comune sătești și orășenești, care sunt organizate și din sate și din orașe, comune municipale. Și a doua structură, al doilea nivel care există, sunt raioanele și voivodatele. La primele două nivele, comunele sunt până la 50.000 de locuitori, primarul se alege prin vot direct, iar de la 50.000 de locuitori în sus se alege de către consilieri. La nivelul voivodatelor avem consilii voivodale conduse de președinte care se alege de către consilieri de la nivelul voivodatului și voivodul care este numit de prefect. Ce vreau să spun că la nivel de Polonia, 70% dintre unitățile administrative, respectiv dintre comune, sunt sub 3.000 de locuitori. Recent v-ați întors dintr-o vizită de studiu din Franța. Vă rugăm să ne împărtășiți din experiența pe care ați dobândit-o cât de cât acolo într-o săptămână în care ați vizitat mai multe unități administrative. Ca și în Polonia și în Franța, sau mai bine zis ca și în Franța, probabil că și polonezii au luat modelul francez, sunt organizate și în Franța unitățile administrative pe trei nivele, respectiv comună, 36.000 de comune, avem departamentele care sunt organizate din mai multe comune, undeva ceva mai mici ca și județele noastre, sunt departamentele și regiunile, 16 regiuni de dezvoltare cât are Franța. La nivel de Franța sunt câteva particularități. Primarii de comune și nu numai de comune, de fapt numai la comune, că toate comune este și unitate administrativă fără niciun locuitor, deoarece în Franța am găsit 36 de comune care nu au niciun locuitor, dar au structura de funcționare, respectiv primar cu aparat propriu. Și Parisul este tot comună. Toate unitățile se numesc comune în Franța. Din mai multe comune sunt formate departamentele care sunt conduse de către un președinte cu consiliu și la nivel de regiune avem de asemenea consiliu și președinte de regiune, plus prefect. Prefectul găsim și la nivel de departament și la nivel de regiune. Decentralizarea la ei este dusă până jos, sau o decentralizare autentică, adică și cu însoțită de sume care să poată să asigure funcționarea. Cetățeanul merge la nivelul comunei și unde îi se pot rezolva toate problemele. De la evidența populației, de la partea de cadastrare, inclusiv partea de tranzacții imobiliare. Adică dacă un cetățean vrea să vândă un teren, o casă sau o mașină, toate se pot rezolva acolo. Nu este pus pe drumuri sute de kilometri. Toate unitățile administrative sunt formate dintr-o singură localitate.
Avem din 36.000 de comune, 32.000 de comune în Franța sunt sub 2.000 de locuitori. Vă dați seama cât de eficientă este autoritatea locală acolo, deoarece a funcționat pentru din 36.000, 32 funcționează pentru mai puțin de 2.000 de oameni. În Franța avem la o unitate administrativă, făcând o medie, avem 1.800 de locuitori. În România avem la o unitate administrativă 6.500 de locuitori. Pe când pronosticați dumneavoastră că va fi o descentralizare, hai să spunem, autentică și puternică și în România? E greu să spun, din moment ce noi avem un președinte care nu respectă nicio instituție a statului, ce să mai spunem de cetățean. Cetățeanul nu mai este respectat de către cei care ne conduc de foarte mult timp. Și o spune un om care lucrează în administrație. Mie mi-e milă de oamenii care avem. Sincer, dacă aș fi puțin mai tânăr, aș pleca din țară. Spuneați că există un departament în Franța care lucrează pentru proiecte din anul 2040 care vor fi puse în aplicație. Nu, există o instituție în Franța cu 320 de, în care lucrează 320 de persoane care se ocupă de strategia pentru Franța, pe pregătirea strategiei pentru dezvoltarea Franței, cum va arăta Franța în 2040. Noi nu știm ce facem de pe o zi pe alta. Și să concretizez puțin ce înseamnă că nu are niciun angajat. Înseamnă că aici lucrează de la consilier local, consilier departamental, consilier regional, primar de comună, primar de departament, președinte de regiune, până la parlamentari, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul universitar, toată lumea este implicată pentru a găsi soluții și a face scenariile cele mai bune pentru a găsi strategia cea mai bună, care e supusă, după ce se întocmește o strategie, este supusă dezbaterii opiniei publice, pe când la noi ne trezim de pe o zi pe alta, toate sunt, nici legile nu mai sunt aprobate. Deci noi nu mai avem încredere de ce este decreditat Parlamentul, instituția care ar trebui, cea mai credibilă care ar trebui să fie. Deci dacă președintele nostru nu are încredere în Parlament, atunci cum poate să aibă în cetățean? Cum putem să facem o strategie noi? Cum putem să gândim? Pentru că strategiile noastre sunt făcute așa, să le avem pe hârtie. Deci, problema mea, cât voi fi pe scaunul ăsta, eu să lupt pentru cetățean. Să vă dea Dumnezeu spor și vă mulțumesc, domnule primar și vicepreședinte a Asociației Comunelor din România.